venit la știi sau te epilez? Formatul ăsta e destul de nou la mine pe canal, pentru că eu de obicei nu fac vloguri statice, dar am niște invitați mega speciali. E vorba de tovarășul meu, Davel, și de fetele mele, Ioana și Maria. Au și ele un cont de TikTok, intrați, dați-le follow, pentru că în următoarea perioadă o să le vedeți foarte mult pe canalul meu de YouTube. Și o să fim două echipe, eu cu Ioana și David cu Maria. Noi o să încercăm să adunăm cât de multe puncte putem pentru echipa noastră. Și hai să începem să nu mai vorbim atât de mult. Abonați-vă, dați like dacă mai vreți clipuri în formația asta. Hai, piatră hârtie barbe, că gata, începe. Hai, spart. Stai, mă, lași. Nu mai bine fac ele două între ele. Ba da, hai. Pentru noi. Hai. Păi tu știi că mereu. Da. Bine, bă, hai. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și. Două. Tu încep. Pierzătorul face challenge. Lăsați-ne idei de provocări în comentarii. Câte continente există pe pământ? Eu știu. 8. Ești un prost. Sunt prost, sunt 7, nu? Stai. Aș vrea să zic. Stai, nu răspuns final. Zile cu vă cetare. Nu le zice în minte. Asia, Australia, Africa, America de Nord, America de Sud. Groenlanda. Polul Nord, Polul Sud. Am crezut că ai zis Polonia. 8. 8, mă, 8. Ești un prostule. Sunt 7. Păi, dar ce, mă? De ce nu vrei pe picior? Nu vrei pe... Hai, ia o mână. Hai, ia, dar cum se folosesc astea? Le pui pe mână, cred că. Să n-ai milă deloc. Tu dai seama că după vlogul ăsta, prostule, trebuie să ne luăm tot, gen tot părul de pe mâini, tot părul de pe picioare. Cum, mă, nu rămân cu pătratul ăla? Cred că pot să o pun pe mine deja. Îți dai seama dacă nu greșești nimic și rămân cu banda asta pe mine? Păi nu știu unde vrei tu. Nu, asta nu... I-a pus aici, jos, direct. Mi-e frică, dar dă-i dintr-o dată. Ioana, să tragi? Ioana, că-mi dai mie emoții. Ai milă. Ce te ștergi pe mine de ceară? Dar nu te uita încoa, ca să nu știi când... Mă uit direct în ochii tăi, na. Tu vino la cameră neapărat. Uitați-vă pe banda asta. Vedeți, s-a luat pe bune părul, pe bune gen. Ce finuț. Ia. Dar eu nu simt. Hai, punem întrebarea. Îi promit că aduc punctul la echipă. Nu te dezamăgesc. Sper. Din ce țară izvorăște Dunărea? Bravo. Germania. N-am, ce întrebări. Din Muntele Negru sau Odasta. Cum se cheamă? De unde, mă? De unde? Munții Pădurea Neagră. A, acolo, din pădurii Munții Neagră. Dar și tu ai avut ușor. Și tu ai avut ușor. Bravo, mă, dar bravo, mă, un punct 0. Care este cel mai înalt munte de pe glob? Trebuie să știi. Ăla, Rașmor. Vârful sau muntele? Munte. Rașmor, mă, ăla unde au toți aia față. Este vârful Everest, muntele Himalaya. Nu? Nu așa. Muntele Everest. Muntele Everest și vârful Himalaya. Atât, chiar sunt curioasă dacă o să zici corect sau o să greșești. Care este cel mai lung fluviu din Europa? Baftă, aici, deci, direct, epilat. Stai, mă, să la Amazonul. Gata. Amazonul, Europa. Taci! Europa. A, din deci, Europa. Deci, tu cu cine ții? Volga Nil, Dunăre. Europa. Volga Nil, Dunăre. Nu știu unde sunt astea. Stai, mă, din Europa. Eu, ai pus deja întrebarea, gata. Dar nu vreau bani de aia pe mine. Haide. Ok, am 3, să spun. 2, 1, zi. Stai, mă, ce mă e așa tare. Bă, bă, eu nu știu unde e Volga ăla. Volga. Da! Să rămână doamna profesoară de geografie care credea că COVID-ul nu există și stătea la geam și nu făcea ora de geografie. Mă rog, Nilul nu e unde? Câte zile are un an bisect? M-a spart. Ești un prost, eu știu! Ușor. Eu știu, gata, și nu-i spune. Lasă-l, caută ce frumos să iei aici următorul pătrat. Corri rău din alea două! Non-bisect era bisect. Nu era așa. Nu era așa. Nu era așa. Le gândeam. Corri rău! Știu că e odată la 4 ani un an din ăsta. Așa. Ia vedeți. A, asta e. Al vostru de sală sunt 366. Bravo. Bă, dar nu-mi place, e atât de multă presiune pe tine când vine rândul tău la întrebare. Haide. Dacă-s prost. Da, și la fel. Cine a inventat stilou? Braftă. Baftă. Petrache Poenaru. Ba da, a zis bine. Petrache Poenaru, puiul meu, mi-a apărut un TikTok acum vreo 4 zile cu toate invențiile astea făcute de români. Ce-ai făcut, mă? N-am cas, că stai liniștit, e ceară acolo. Stai că ți-a trebuit ceva de șosete negru. A, și abia acum... Dacă nu s-am nicio bandă până la finalul clipului, sunt bun rău de tot. Câte strofe are poezia lui Ceafră de Mihai Eminescu? Eu știu! 93? Nu. Unde-i banda aia, Mario? 98! Dă-mi banda aceea, Mario! Dă-mi banda aceea, Mario! Eu vreau pe picior. Bă, nu! De ce, mă? Păi ia-și tu mâna frumos, măcar. Nu mă vreau pe picior. Tu te bădă aici, mă. Dă-mi bă piciorul. Du-te, bă, păi eu te iau un cap dacă vreau. Îți iau sprânceana, să mor dacă nu spun asta, bă, sprânceana. Hai, du-te, mă. Și măcar nu-i pun lângă. Îmi las autostradă pe mine. Hai, lasă-o pe ea. În jos, în direcția firului. Lasă-o că tu ești prost și tragi încet. Și tragi opus. Și de unde trag, gen? Tragi de jos. Aha. Pentru că firul. Cum îl doare dacă trag tare sau dacă trag încet? Da, exact. Cum îl doare? Tare.
Numără până la 10 și la 10 trag. Nu număr la nimic. Număr. Numără până la 5. Nu număr. Bă, vere, numără până la 5. Nu număr. Hai că știu că dai la 3. Hai, număr, da. Prostul satului. Mamă, dar cât păr ai pe tine, bă, băiatule, test of fair, om. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? 100... Cât erau, mă? Nu era 111, era 118, cred? 118. 113. Nu, nici 106. 116. 116! De banda! Nu! Și unde mă iei tu? Vrei să-mi iei sprânceana? Nu, mă, nu, că mai multe piele acolo. Dar nu vreau! Oh, de 21 de ani a crescut ăsta aici. Pă bune! Pă bune care e 21 de ani părul ăsta, nu m-am luat niciodată. Maria, nu! Ai milă! A pus-o. Numără până la 5. Ce era 116 și 118? Cu cine vorbești mă acolo? Băi, ia mâna după mine. Te rog, lasă-mă să te strâng de mână, te rog. Mamă, dați-mi ceva în gură, băgați-mi ceva în gură, vă rog. Ia. Nu, proștere! Nu trage, mă, cum ești? Veri, nici nu simt. Ești prost la cap? Eu nu mai simt nimic aici, gata. Ia uite, s-a umflat. E ușor să fii fac. Cine a scris romanul Ion? E, nu mi-a picat mie la bac. Ion Liviu Rebreanu, nu? Da. Okay. Mi-a picat moara cu noroc, bă, și n-am învățat, cred că Camil Petrescu a scris-o, nu? Sau sunt nebun? Hai, bă, lasă, că nu dăm bacul. Nu, chiar zic pe bune, gen. Să nu fie asta întrebarea. Din ce este făcută peria din păr de cămilă? Cred că din păr de cămilă. Nu. Bravo, s-a dus. E din păr de veveriță. Bravo. Faci mișto de mine, gen? Nu, chiar așa. Și de ce se cheamă așa? E cu skepsis. Aolo, unde o pun? Nu, ia de mâna toată. Bă, nu, fii prost, că n-am până aici, n-ai ce să iei, handicap. Să zici ce vă tai, zau după clipul ăsta, când te prind singur pe tu dai mie sau eu ție? Ia unde cum sunt aici. Aici zici că s-o părit. Păi și cum să trage, că s-o tare. Stai mă că nu trag acum. Nu-mi simt mâna aici. În ce oraș a murit Nikita Stănescu? Eu știu! Mamă, a fost! Și-o știam! A fost! Oh, dar nu mai știu unde am fost, am fost în excursie cu clasa. A învățat eu pe vremea mea. Pe vremea ta, cu ai 44 de ani. Bă, 14 benzi înseamnă. O să zic București, dar nu e bine. Da, mă, era bucureștean că Nikita când se plictisea mergea prin astea. București! Da, na, hai, ia-o acasă. Cine a scris Enigma Otiliei? Ba. Uite, aici m-a rupt, că eu la bag n-am învățat. Mulțumesc foarte mult la Vinia, dacă te uiți la videoclipul ăsta, că eu steam pe desigur. La Vinia am învățat cu voce tare și mai auzeam ce zice, eu mă jucam valoare. Auto cum e. Camil Petrescu. Iarăși, ție-ți pare. De ce ai rămas fixat pe Camil Petrescu? Nu știu, că dacă n-a scris Mora cu noroc, mă gândeam că a scris asta la altă. Nu știu, mă, eu chiar vreau să am parte de experiența full la ce înseamnă... Mi-am dat și dacă mă așteptam vreodată, că eu vorbeam cu voi. Cine a inventat becul? Edison, nu? Nu Edison. Da? Da? Thomas Edison. În ce an a reușit Mihai Viteazul unirea celor trei mari țări medievale? 1683. Ești sigur? Nu. În ce an s-a sărbătorit 100 de ani de la unire? Oh, sau... pe dacă era în 1603. Nu știu când a domnit el, 1652. Te 1652. Dacă era 83, mă mor. 1600. Da. 1600 fix? Da. Eu nu, bă. Și eu sunt în 2024 și mă epilez. Sper că e mândru Mihai Viteazul de mine, care a reușit să unească cele trei mari mediteri medievale. Vreau eu să aici. Uite, uite aici. Ia pe biceps aici, pe biceps ăsta. Nu, ține, ține. Venosul. Ține întins. Bă, e ven acolo. Dacă mă ia vena, eu mă omor. Bă, dar nu mă strânge pe mine de picior. Ia mâna. Ia mâna. Ai lăsat ceară pe mine. N-ai tras nimic, vere, tu ai tras doar ca să mă rănești. Eu cred că aceasta pot să mai folosesc o dată. Ia mai puneți-o. Nu știu asta de aici. Așa, mă aștept să nu mă dor. Doamne, ăștia, durul mai rău decât aici. După care animale au fost numite insulele Canare din Pacific. Pro să fii să nu știi. Insulele Canare? După... Dacă punem pareu că greșește răspunsul. Tu știi răspunsul? Da, da. Ah, ok, știu. Deci vezi că nu e Canari. Nu Canari e răspunsul, să nu zici Canari, papagali auriți mici. Ești cu mine, nu, echipă. A, da. Păi tu cu cine ții? Încercam să-l joc la psihologie inversă. Sunt un foarte bun. După vrăbiuțe. Ești. Adică, da. Unde te-ai acuz vrăbiuțe pe un Pacific, ești prost. Dă-mă piciorul. Lasă-mă, nu. Atunci o sprânceană. Dacă vrei poți pui pe barbă, da? Nu. Da. N-ai tupeu. Nu. Nu mai zi o dată. N-ai tupeu. Nu tu. Bă, dar dai-mă și pe mâna aia altă. Mi-ai luat tot cu piele. Hai mă, nu mai ta. Spune trei țări prin care trece ecuatorul. E, mai spart. România. Unde e ecuatorul? Pe jumatea la pământ.
Păi și România unde? Păi când se rotește pământul, la un moment dat e și ea la jumate, nu? România și vecinii. Fii atent, România nu trage tu. Bă, voi mă trolați, mă luați la psihologie inversă. România, Ungaria și în spate acolo e Republica Moldova. Nu. Le-a făcut de sânge. Cum? Trage. Zi-mi răspunsul corect. Brazilia, Kenya, Indonezia și Ecuador. Erau exemplele pe care... Ce țări prin Ecuator? Să știi că m-am gândit la Ecuador, dar n-am știut dacă să zic asta sau nu. Păi oare de ce se numește? Nu s-a pregătit, ai să mor dacă s-a pregătit, nu trage! Nu trage! Nu mai da! Mă duce pe mine! Ți-e picior alba! Care este singurul continent pe care nu trăiesc urși? Acolo unde-i frig nu trăiesc urși. În Australia, în Australia, ori fi? Ori fi, bă, urși în Australia? Ursul Koala, e Africa. Ce prost! Nu e Africa? Păi că ți-am zis polari... postul de unde e frig. Urși polari unde trăiesc? La polul undeva. Că e un pol, vere, e un pol la care ei nu trăiesc de fapt. Doar într-un pol trăiesc ei. Hai să vezi ce-ți face Ioana, să tragi tare. Băi, ia marjul. Dă-mă să spun. Băi, de ce pe mâna asta? Că vreau pe mâna aia. Stai, dă piciorul încolo. M-a spart. Bravo! Uite, de mine... Ce faci, mă? Hai să punem unde vrea el. Ai chiar capul drăg. Îți dai numai că trebuie să te faci pe picioare? Nu mă mai apuc așa, că mi-e cald. Lasă-mă, că nu mai pot. Bă, cât de alb ești! Când a avut loc primul război mondial? 1913. 14. E 14. De ce ani? 1913-1916 sau 1913-1918. Cred că e 1913-1916. Nu. E 1913-1918, așa-i? Nu, e 1914-1918. Na, fraierul. Am greșit un an. Unde-i banda, mă? Am greșit un an. Ce faci, bă? Ia, îți place gamba asta? Ia, vedeți. Mamă, uite unde a lipit-o. Uite unde a lipit-o. Uite unde a lipit-o. Îți rup unghiile, Mario, dacă trage ăsta rău. Nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mă, dar voi de ce le lipiți unde am eu păr mic sau păr puțin? Credeți că gen dacă e pe piele doare mai rău? Nu, doare mai rău dacă smulge păr, handicapatule. Nu mi-o mai pune aici. Dar păi și trebuie să mulțumești, prostule. Doare și aici. Prostul satului. Cine a exclamat Evrica? Arnold, hai că știi. Evrica, Houdini. Prostule, la magician, zic pe bune. Da, unde să știu eu? Un magician ceva? Eu știu! Einstein. Christopher Columb. Christopher Columb nu știu ce a făcut. A făcut ceva, a mers pe lună. El mi-a pus pe gambă, nu mai e milă de el, te rog. Celălalt picior acum. Da, vezi că asta mă gândeam și eu. Haide, dă-mele. Uite, aici pe tibie. Ești gata, frumosule? Vrei să n-ai reacție, hă? Din interior urlă. Băi! Sper că vă plac vlogurile astea statice. Mie nu-mi plac. Haide. Care este cel mai estic oraș al României? Corbu. Sulina. San Francisco. No reaction. Dacă reacționezi, îți mai pun una. Băi, fără reacții. Sunt fericit. Și cosmic. Nu ești fericit. Fericit. Dar ce, lasă-mă că trag eu când vreau. Și acum? Și acum vezi cum se scurge aici o lacrimă. Ești ok? Oh, nu mai da, handicapatule. Unde s-a născut Ion Creangă? Eu știu. Eu știu. Ia să nu spui răspunsul, să văd dacă chiar știe. Nu știu, mă. Dă vodari. Humulești. Nu mai știu. Mamă. Haide, Ioana, te rog frumos, torturează-l cum știi tu mai bine și cum ți-ai dorit tu toată viața ta de când îl cunoști pe băiatul acesta să îți bagi joc de el. Bun. Stai aici așa. Așa, să nu mai fac. De ce m-ați strâns de picior? Ia de capătul, le dăm drumul că mă doare pielea. Ia zi, nu Moș Crăciun, ai fost cu minte. Ce urât s-a auzit. Bă, stai, mă. Ce grad de rudenie este între Carol al II-lea și Ferdinand I? Erau verișori. Erau? Le bune, ăsta e gen răspunsul? Da. Foarte, no. Ferdinand era tatăl lui. Foarte ai convins. Ai merit-o, fraiere. Ia, da, fire, arnebi. Ia, tragi tu. Faci tu. Costule, rupire bun! Ca să se prindă mai bine! De fapt... Nu o să am nicio reacție. Nu mă mai mușca handicapat!